Sunt cozi interminabile la ieșirea din țară către Ucraina pe la Vama Siret. Câte 15 ore sunt nevoiți să aștepte șoferii care vor să treacă în țara vecină, fie pentru a prelua marfă, fie pentru a transporta diverse produse. Benzile care duc către Vama Siret sunt ocupate în totalitate de tiruri, astfel că traficul pentru mașinile mici a fost deviat pe o altă rută. Colegul meu, Cristian Cozmaciuc, se află și el la Siret și vine cu mai multe detalii. Cristi, bună ziua! Care este motivul acestui blocaj? Bun găsit! În acest moment mă aflu undeva la începutul cozii la care s-au pus șoferii să aștepte undeva de la o distanță de 15 km de la ieșirea din orașul Siret, adică în localitatea Bălcăuți. Acolo începe coada. De acolo au înaintat extrem de greu, iar poliția de frontieră a transmis oficial că timpii de așteptare sunt de circa 900 de minute, adică 15 ore. Motivul pentru care s-au format aceste cozi este că la ieșire din țară prin Vama Siret s-a creat de câteva zile un flux extrem de mare de camioane. Acest lucru se datorează faptului că pe ruta Ucraina-România nu mai pot fi efectuate transporturi maritime ca urmare a închiderii porturilor bombardate. Putem observa cum din cauza acestui timp imens de așteptare au sosit aici chiar și ajutoare umanitare, ajutoare de la diverse asociații care le oferă șoferilor alimente și apă. După cum spuneam, singura cale de tranzit dintre Ucraina și România, dată fiind închiderea porturilor din Ucraina, rămâne cea rutieră. La coadă așteaptă în principal tiruri care vor aduce ulterior în țară cereale, care până acum veneau în portul, prin portul Constanța. Sunt de asemenea o mulțime de șoferi care duc înspre Ucraina ajutoare umanitare sau cisterne cu gaz. Deși controlul în vamă nu durează foarte mult, fluxul este mult prea mare pentru ca grenicerii să îi mai poată face față. Iar șoferii care așteaptă de atâtea ore aici până în orașul Siret nu știu pur și simplu cum să-și mai umple timpul acesta de așteptare.